Mare agitație în bucătăriile gospodinelor, în casele multora încă fierb sarmalele și se coc cozonacii, dar la cei mai îndrăgiți folcloriști se aud doar cântări și veselie. Ca așa-i stă bine românului să petreacă din ajun și până după anul nou. Un alt fel de Crăciun. V-a strâns, domne, dar v-a strâns. Ne-am strâns și uite cu voie bună, multă. Facem și sarmale și cozonac și de toate, de toate, de toate, toate bunătățile. Un ajun de Crăciun cu soliști sosiți din toate colțurile țării. Silvana Răciu, Mirela Radu, Florin Grigore și prietenii lor au încins o petrecere de zile mari în bucătărie. Toată lumea e pregătită să arate cine este fruncea în prepararea bucatelor tradiționale. Până se decide cine amestecă în carne, cine învelește sarmaua și cine o pune în cratiță, încep o cântare ca să meargă treaba ca la carte. Solistele s-au întrecut pe ele și au pregătit la foc continuu sarmale delicioase. Nu-i frică de soare! Dar nu poate să vină sarmalea de la cozonac, avem! Hai să frământăm! Bine mănâncă! Să fie umplutură, să fie frumos, să se facă bine! Ciocolată, ce le mai place ciocolata! Folcloristele nu zăbovesc cu treabă, dar nu se dau bătute. Mai au puțin până pun pe masa de Crăciun, așa că mai e timp de încă o cântare. Ionel, 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 fingere, fenele, când se duce luna la culcare, și ne lăsăm prin cârciumioare, și în fiecare dimineață, cine stă cu ferina în brață, este Ionel, pată norocul, care asta și-o și merge focul. Masa e gata. Să înceapă distracția.